Știai că... Multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La mintea cocoșului, cu Florina Mariei. Dragii mei, vă salut și de data aceasta și mă bucur să fiu din nou în legătură cu voi, chiar dacă nu ne vedem. Tare mult mi-ar plăcea să și povestim față în față, dar până o să găsim momentul ăsta, rămâne doar să ne auzim în felul acesta. Înainte să trec la subiectul, la întrebarea pe care o am pentru astăzi, chiar înainte să se dea drumul camerei, m-am gândit să vă spun ceva. Titlul emisiunii se numește La mintea cocoșului. Vreau să spun prin aceasta că sunt multe lucruri în viață care par banale și pe care noi nu le luăm în seamă. Din ceea ce cred eu, foarte multe din lucrurile acestea care sunt banale sau numite de către unii banale, sunt lucruri care fac diferența între excelență și mediocritate. Și mă gândeam la bucătari. Sunt bucătari care gătesc bine și bucătari care gătesc prost. Sunt bucătari de la care mănânci și îți place foarte mult mâncarea lor, alții nu te-ai mai atinge niciodată. De ce e diferența între ei? Știi cum? Toți au aceleași ingrediente la dispoziție. Toți. Hai să vorbim de țara noastră, da? Toți avem la dispoziție oregano, pătrunjel, mărar, leuștean, ceapă, usturoi, sare, piper și așa mai departe. De ce unii fac o mâncare mai bună și alții nu? Cred că sunt mai multe răspunsuri, dar un răspuns ar putea fi acesta. Unii bucătari reușesc ca din dulapul lor plin cu condimente să scoată exact acele condimente potrivite pentru mâncarea respectivă și să pună în mâncare într-o proporție ideală, la momentul potrivit, că nu pui oricând usturoiul, unii îl pun la început, alții la mijloc, alții la sfârșit. Ei, unii știu exact când să-l pună, astfel încât să dea gustul acela bun. Și în cantitatea potrivită trebuie puse ingredientele respective. Da? Astfel încât unora le iese mâncarea foarte bună, altora nu. Dar mai este un lucru important. Sunt unii care fac un gen de mâncare și pun niște condimente, iar alții nu. Și aici poate să fie o diferență foarte mare în gustul mâncării. Ce vreau să zic mai exact? Cam așa este și în, hai să zic direct, în relația de cuplu. La îndemână avem cu toții aceste ingrediente. Iubirea, respectul, romantismul, empatia, nu știu, înțelegerea, toleranța, zile pe toate pe care le vrei. Cu toții avem un dulap în care sunt aceste lucruri. Unii le folosesc, alții nu. Unora li se par banale. Chiar crezi că lucrul acesta o să facă o diferență în relația mea? Da, eu chiar cred. Folosește-le. Bineînțeles, trebuie combinațiile potrivite. Trebuie proporțiile potrivite. Dar o să vezi că folosindu-le vei avea succes pe termen mediu și pe termen lung. Așadar, chiar dacă par banale niște lucruri pe care le spun, vreau să vă spun că acestea pot face diferența între o relație mediocră și o relație de cuplu senzațională. Pentru astăzi aș vrea să te duc într-o mică lume, într-o mică parte a lumii mele. Vin deseori oameni la consiliere cu probleme de cuplu și unii dintre ei spun: băi, m-am săturat de probleme, nu mai vreau probleme. Nu mai vreau. Și eu le zic: ești căsătorit? Da. Și? Păi m-am săturat, gata, nu mai vreau să am probleme. Și atunci le spun ceva de genul: vrei soluția? Normal că de-aia am venit la tine. Bun. Promiți că o să faci ce-ți spun? Fac orice, numai nu mai vreau să am probleme în familie. Și eu le zic: trebuie să faci un jurământ.
Zici jurământul odată, parcă știi, țin pe jar. Uite, îți spun jurământul. Dacă vrei să nu ai probleme, aplică această vorbă pe care a spus-o un om înțelept. Este bine ca omul să nu se căsătorească. Poți să faci jurământul ăsta? Că nu o să mai fii căsătorit? Pe cum adică? Că nu prea înțelege fiecare, de fiecare dată ce spun. Zic, uite, această maximă continuă și spune așa. Cei care se căsătoresc vor avea necazuri pământești. Cu alte cuvinte, orice om de pe fața pământului care se căsătorește va avea probleme. Mai mici sau mai mari. Rezolvabile sau nerezolvabile. Dar nu există niciun cuplu care să n-aibă nicio problemă. Așadar, dacă vrei să n-ai probleme în relația de căsătorie, trebuie să nu fii căsătorit. Da. Știi cum ar fi? Cum ar fi ca la nuntă să primești o felicitare în care, nu știu, preotul sau cineva să-ți spună, cel care se căsătorește va intra în belele, dar pentru tine este deja prea târziu. Nimeni nu îți spune când te căsătorești că o să ai probleme. Sau poate nimeni. Puțini, foarte puțini. Dar da, acesta este adevărul. Când te căsătorești, ai probleme. Cum arată o căsătorie perfectă? În mintea unora, căsătoria perfectă este cea în care nu ai probleme. Eu nu cred în asta. Hai să vă spun o altă vorbă care îmi place foarte mult, pe care am găsit-o cu ceva timp în urmă și spune așa. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne curată. Deci unde nu sunt boi, ieslea rămâne curată. Cu alte cuvinte, dacă vrei o iesle curată, atunci nu-ți cumpăra niciodată boi. Da? Dacă vrei un bou, dacă vrei boi, atunci vei avea și mizerie și răhăței de bou. Corect? Dacă nu-ți plac răhăței boului, atunci scapă de bou. Înțelegeți? Cam asta este ideea și în căsătorie. Dacă te căsătorești, acceptă că vor fi și probleme. Dacă nu îți plac problemele, atunci scapă de căsătorie. Pentru că nu există căsătorie fără probleme. De ce să păstrezi boul? De ce l-aș păstra? Pentru că acea vorbă pe care ți-am spus-o mai devreme continuă și spune așa. Mult belșug vine din puterea boului. Mult belșug vine din puterea boului. Știți cum e? Tuturor ne place belșugul boului. Ne place că el muncește, ne place că ne aduce belșug, ca să rămânem în ideea acestei vorbe pe care v-am citit-o. Dar nimănui nu-i plac răhăței. Da. Vreau să spun un lucru. Dacă îți place belșugul boului, atunci trebuie să accepți și mizeriile pe care el le face. Dacă boul face doar mizerie, atunci înseamnă că este un bou bolnav și trebuie să scapi de el. Dacă boul aduce doar belșug, spunea cineva, acela este un mare bou. Dar nu cred că există așa ceva. Deci cum arată căsătoria perfectă? În niciun caz nu este căsătoria în care ai parte doar de belșugul boului. Nu există așa ceva. Ci este acea căsătorie în care cei doi reușesc să țină un echilibru perfect între mizerii, probleme și belșug. Cred că aceasta este o căsătorie reușită. În care nu mizeriile primează, ci belșugul, dar reușești totuși să ții în echilibru aceste două. De ce este folositor să știm că într-o relație ai parte și de belșug și de mizerii? Păi, în primul rând, să nu fii șocat, să nu fii descurajat. Știți, unii cred că dacă există iubire, totul o să fie perfect în relația lor. Da, asta o crezi înainte să te căsătorești. Din ce am reușit să văd de-a lungul vieții, nu există așa ceva. Iubirea nu este suficientă astfel încât să nu ai nicio problemă în căsătorie. De aceea este folositor să știi, înainte de a te căsători, sau acum, că orice căsătorie are probleme. Pentru a nu fi descurajat mai târziu, a nu fi șocat, a nu fi surprins. Ce să faci când
accepți, da? Să zicem că accepți că există și lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase în căsătoria ta. Ce să faci? Aș vrea să-ți imaginezi un lucru. Că în fața ta este o grădină foarte, foarte mare, cu multe flori. O grădină foarte faină. Și în această grădină, la un moment dat, vine o albină care zboară. Ce face albina? Va căuta toate florile și se va așeza pe flori și va culege nectarul, va culege polenul și se va hrăni cu lucrurile frumoase din această grădină. Corect? Este evident, toată lumea știe. Cam așa poate să fie un partener. Știe că sunt lucruri bune și mai puțin bune, dar când intră în această grădină a relației, se așează pe flori, adică pe lucrurile pozitive. Se uită la calitățile partenerului. Se uită la belșugul, la părțile frumoase, la părțile, hai să le zicem așa, pozitive ale partenerului. Scot ce este mai bun din această grădină a cuplului, da? Pun în evidență lucrurile atractive. Dar tot în această grădină vine și musca. Ce va face o muscă prin natura ei? Că de asta este muscă. Va ocoli florile și puțin câte puțin va coborâ și se va așeza pe toate mizeriile. Știți pe ce fel de mizerii. Cam așa sunt și unii parteneri. Se uită la tine. Sunt lucruri frumoase în viața ta, da, florile, sunt calități, sunt aspecte chiar puternice ale vieții tale, ale personalității tale, dar se uită mereu la mizeriile din viața ta. Dragii mei, știți ce vreau să vă spun? În orice căsătorie este ca în această grădină, și flori și răhăței. Hai să le spunem pe de-a dreptul. Ca cine te comporți? Ca o albină? Sau ca o muscă. Albina vede lucrurile bune, frumoase, construiește pe ele, se axează pe ele. Musca va scoate mereu ce este mai urât la iveală. Da. Cam asta am vrut să spun pentru astăzi. Vrei să nu ai probleme într-o căsătorie? Nu te căsători. Nu există căsătorie fără probleme. Dar în orice căsătorie sunt și lucruri bune și frumoase. Boul aduce și belșug, dar face și mizerie. Vrei să ai parte de belșugul boului? Acceptă și mizeriile. Te încurajez să adopți caracterul albinei. Nu numai în relația de cuplu, ci în toate relațiile, în viață în general. Obișnuiește-te. Antrenează-te să vezi lucrurile bune din viața aceasta. Sunt atâtea lucruri bune. Sunt atâtea lucruri bune la prietenii tăi, la serviciul tău, poate, sau în țara aceasta unde trăim, în natura care ne înconjoară. Nu te mai axa pe mizerii, pe ce nu funcționează, pe ce nu este bun. Focusează-te pe soluții, pe lucrurile bune. Și o să vezi că o parte din viața ta se va îmbunătăți într-un mod semnificativ. Îți doresc mult succes și să te poți bucura de belșugul pe care îl aduce căsătoria ta în viața ta. Până data viitoare, să ne auzim cu bine! Știai că multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La mintea cocoșului, cu Florina Mariei.